Situație incredibilă la Ionești, unde o familie a așteptat mai bine de 48 de ore pentru a obține certificatul de deces pentru un pensionar de 88 de ani. Familia acestui a fost obligată, efectiv, în stare de alertă, să stea cu mortul în casă timp de 48 de ore și asta deoarece primarul a refuzat vehement eliberarea certificatului de deces. Prefectul de Gorj, Cristinel Rujan, a trimis corpul de control la primăria Ionești pentru a verifica de ce funcționarii au refuzat să elibereze actele necesare. Într-un final, după intervenția prefectului, familia a primit certificatul de deces. Familia îndoliată dorea să transporte decedatul la Timișoara, acolo unde acesta avea cavou, însă juristul primăriei nu a fost de găsit în prima zi după deces. Ba mai mult, a doua zi primarul a refuzat să elibereze actele necesare în humării. Stau cu tata în casă până mâine dimineață, până vine juristul la serviciu, ăsta, Strejan Salin, la serviciu. Mă gândesc că serviciul începe dimineața la ora 8 până după masă, la 3 jumate, 4, 16, nu? El e acasă, de la ora 12. Am plătit grotare, se facă groapa, eu mâine dimineață, am zis că plec la 6 de dimineață, s-a ajuns să mă încadrez pe la 11. Cel târziu 12, că e trafic. Să-i facă mutare creștină, normală, nu? Dar dacă secretarul nu e la primărie să-ți dea certificatul de deces, și adeverința de humare, cât dura, doamnă dragă? 10 minute? Viceprimarul localității Ionești a vorbit pentru TV Sud și a explicat situația. Câte știu, familia Musteți a discutat cu primarul Tătaru să elibereze un certificat de deces necesar transportului funerar la Timișoara. Familia înduliată s-a conformat și s-a prezentat la sediul primăriei pentru a ridica acel certificat de deces. Dar la primărie, surpriză, niciun fel de primar, l-au contactat telefonic, au discutat prin mesaje și au plecat cu un gust amar după 3 ore de așteptare la primărie. Concluzia mea finală, cred că primarul este depășit de această situație. Prefectul județului Gorj a trimis corpul de control la Ionești pentru a verifica de ce familia octogenarului nu a primit actele necesare după decesul bătrânului. Într-adevăr, acolo se pare că au fost ceva neînțelegeri în aplicarea legii privind întocmirea și eliberarea actelor de deces. Tocmai de aceea prefectul s-a autosesizat și a trimis corpul de control pentru a se verifica dacă s-a respectat procedura în astfel de situații. Vom vedea raportul corpului de control și abia apoi vom vedea dacă se impune să ia măsuri. În această dimineață, familia decedatului a plecat cu bărbatul la Timișoara pentru a-l înmormânta.